Salutare, dragii mei! Mă jucam singur în oglindă, mă iertați. Ce am să zic? Da, mi-am pus și eu mânușile. Este rândul meu acum să mă fac și eu fresh. A venit momentul să mă epilez. Grava-me la pierna, Rafa, vezi se vede pelo? Uitați aici. Mi-a crescut părul, fetelor. Mi-a crescut părul și acum ne epilăm, fetelor. Trebuie să fiu frumoși. Dar auzi, iar o să fiu criticat. O să fie vor... Și ne facem fresh, fresh peste tot. Așa. Și în părțile intime și peste tot. Ce am vrut să zic? Vorba aia... Nu văd niciunde să scrie că numai crema și epilatul este pentru femei. Voi ați văzut să scrie undeva că epilatul este doar pentru femei și bărbații se epilează. Așa că eu o să-mi dau un strat foarte, foarte mișto. Stai că aici am o paletă ca să-l curăț foarte bine și eu cu mânușile fetelor, pentru că după aia îmi place să blendui foarte, foarte bine crema cu mâinile, știți voi? Ia uitați aici. Și eu folosesc o cremă foarte de calitate. Așa. Deci una pe o parte de pe o pulpa piciorului și una pe cealaltă. Și mi-ajunge și pe bucă, pe toată buca. Mi-ajunge pe partea dreaptă și pe partea stângă, mi-ajunge peste tot, fetelor. Așa că, ați văzut, am terminat camera lui Rafa, am făcut treaba, am făcut... Ia uite aici. Așa. Acum punem tot împreună. Așa. Serios, epilatul nu este doar numai pentru femei. Și bărbații trebuie să fie fresh și să fie delicați și suavi și catifelați. Eu mă dau cu o cremă tropicală, care este foarte, foarte bună, această cremă tropicală, suavă și catifelată, care mă ajută să mențin un corp extravagant, extrabulion fantastic și, totodată, fetelor, foarte finuț, cristalin. Ați uitat să spuneți cristalin. Așa că, uitați aici, am umplut asta de cremă. Acum Rafa o să mă ajute să arunc toate astea la gunoi, că mi-e place să lucrez ordonat și să nu am aici nimica. Și începem așa să aplicăm. Uitați aici așa, eu cu mânuș. De-aia mi-am și luat mânuș. Uitați, eu aplic direct așa, uitați. Aplic direct așa. Mă împăpesc peste tot. La jumătate de oră și vă arăt imediat finalul.